Direcția de asistență socială română a demarat campania Ai grijă de copiii tăi oriunde ai fi. Județul Neamț este în topul zonelor unde sunt înregistrați cei mai mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate. În prezent nu se cunoaște numărul exact al copiilor rămași acasă în urma plecării unuia sau ambilor părinți în străinătate pentru perioade lungi de timp. Autoritățile administrației publice locale și centrale depun eforturi în vederea determinării numărului acestor copii și, cu toate acestea, dimensiunea reală a acestui fenomen rămâne necunoscută. În acest sens, prin această campanie, Direcția de Asistență Socială reamintește faptul că părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate au obligația, conform legii 272/2004, de a notifica Serviciul Public de Asistență Socială de la domiciliu cu minim 40 de zile înainte de a părăsi țara. Un studiu efectuat în 2012 de organizația Salvați Copiii arăta că județul cu cei mai mulți copii rămași singuri înregistrați la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului era Suceava, urmată de Bacău și Neamț, aici înregistrându-se 5.740 de copii.